Mă, Mărine, nici nu știu cum să spun, mă, mi-e așa rușine, dar cred că nevastă mea mă înșeală, mă. Păi, cum așa, mă? Păi, mă, știi că noi ne-am mutat de la Arad în București, mă. Și cu toate astea vine același poștaș, mă. Stai, mă, liniștit, asta nu-i nimic. Cum așa, mă, Mărine? Păi, fii atent ce am pățit eu. Eram cu nevastă mea în sufragerie și ne uitam la o emisiune despre infidelități, mă. Mă, și cum ne uitam la emisiune, dintr-o dată o bufnește plânsul și îmi zice: Dragul meu, suntem căsătoriți de 25 de ani. Trebuie să-ți mărturisesc ceva. Te-am înșelat. Cum? Hai până în dormitor să-ți arăt ceva. Ajungând în dormitor, văd pe pat o valiză. Mă uit în ea, 3 cartofi și 50.000 de euro, la care mă întorc și o întreb. Dar ce e cu cei 3 cartofi din valiză? Vezi tu, de câte ori te-am înșelat, am pus câte un cartof în valiză. Și zic că în 25 de ani asta e acceptabil. Dar cu cei 50.000 de euro? Păi vezi tu, de câte ori adunam un kilogram, îl vindeam.